La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a semnat contractul de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională, ADR Vest, modernizarea drumului județean 707, care face legătura între localitățile Vața de Jos din județul Hunedoara și Petriș din județul Arad, investiție care reprezintă o alternativă rutieră importantă la drumurile naționale care leagă cele două județe. Drumul Regelui este o investiție așteptată de toată lumea. Am promis că vom moderniza acest drum, ne-am unit forțele cu vecinii din județul Arad și iată că acest vis al nostru devine realizabil. Drumul, odată reabilitat, va uni comunitățile din Arad și Hunedoara, va fi o rută alternativă la drumurile mai aglomerate și va scurta mult din timpii de deplasare. Noua șosea de munte va contribui cu siguranță și la dezvoltarea țării Zarandului, în special a stației unii balneare de la Vața de Jos, cunoscută pentru apele sale termale. De altfel, toate așezările din această parte a țării Zarandului pot avea beneficii majore de pe urma modernizării acestui drum cu o veche istorie. La finalul lucrărilor de modernizare a drumului județean 707, 8 localități rurale vor fi interconectate direct sau indirect la rețeaua transeuropeană de transport, iar peste 6.000 de locuitori din zonă vor fi beneficiari ai investiției. Durata de implementare a proiectului este de 45 de luni și are ca termen de finalizare luna aprilie 2028, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, la semnarea contractului în valoare de 42 de milioane de euro.